Ramona și Stelian pendulează între da și nu, să fie într-o relație. Doresc o relație. Momentan nu e nici albă, nici neagră. E un amestec de ceva. Și văd și eu anumite lucruri și aud și eu anumite lucruri și... Da. Auzi, dacă voi vă simțiți unul pentru celălalt ceva, fix undeva părerea cuiva mai contează. Trebuie să vezi voi chimia aia, trebuie voi să simțiți același lucru, să știi tu că uneori te înțelegi cu persoana de lângă tine din priviri. Dar eu mă înțeleg cu el din priviri și s-a văzut în toate materialele noastre dinainte, când eram foarte apropiați. Dar acum am hotărât să stăm puțin așa mai, așa. Nu știu ce să zic. Am venit aici, când am plecat de acasă, am venit cu o idee, da? Care ar fi ideea? Ideea mea era să-mi fac o relație stabilă, o relație de lungă durată, normal, nu o aventură, da. Cu o persoană matură, dar cu o persoană matură care să-mi ofere și siguranță, stabilitate, chestii pe care poate eu am nevoie să le am, știi? În ultima perioadă mi se pare că de când ni s-a spus chestia cu sărutul, ne-am distanțat foarte mult. Dar eu știi ce spun? Eu chiar, uite că tu ai venit cu premisa că vrei o persoană matură și așa. Chiar dacă Stelian este mai mic de vârstă, să știi că este un băiat foarte, cu gândire foarte bună, nu, are gândire este sănătoasă, o gândire matură, sănătoasă, știi? Mai lasă-l să vezi timpul să decurgă. Păi eu las timpul să decurgă, tocmai din acest motiv nu spun nimic, pentru că vreau doar să tac și să ascult. Și într-un final eu o să trag niște concluzii. Doar că unele lucruri de care eu am nevoie, nu le simt și eu la rândul meu nu știu. Poate lasă timpul, poate și mâine gândește când... altfel, poi mâine altfel. Da, posibil. Și de când a fost negativ. Nu gândesc negativ și nu pot doar eu să stau scai de tine. Adică pot să fac asta, dar trebuie să văd și din partea ta anumite lucruri. Dacă eu din partea ta văd că ești rece, cum pot eu să vin să fiu scai? Iată o întrebare bună pentru Stelian și ar mai fi și altele pe care i le-a adresat Ramona în mod direct. Ce înseamnă dacă e albă sau neagră? Adică dacă noi cumva ne aflăm într-o relație sau nu înțeleg? Nu într-o relație! Păi nu înțeleg la ce te referi, cum adică? Pentru că ne-am îndepărtat foarte mult și nu... La modul că, mai nu, dacă pot să intervin, nu vreau să intervin, că e discuția voastră, dar cumva dacă... Vrei ceva mai mult cu ea sau nu, știi? Adică dacă o placi cu adevărat sau nu și dacă înțelegi. Cu siguranță o placi, dar... Mai Ramona... Mai Stelian... Eu nu iau decizii din... cum să spun eu... Eu nu le iau pe loc, la modul... Ținând seama de cum s-au desfășurat lucrurile și ce energie am, cred că cel mai înțelept ar fi din partea mea, nu neapărat cu tine, dar cu mine. Cel mai înțelept ar fi probabil să rămân singur. Dar nu trag concluziile pe loc. N-am înțeles nimic, să rămâi singur, adică. Am să mă iau încă o dată după acțiunile tale și pe felul tău de a fi. Și eu o să trag o concluzie, dar nu pe loc. Gândindu-mă la ultimele, la cum au decurs ultimele zile, cred că mai degrabă mai rămân singur un timp. E prea agitat. Locul ăsta, spațiul ăsta, environmentul ăsta, totul e prea agitat. Da, na, tu știi mai bine ce este mai ok pentru tine.
Dacă e să mă iau încă o dată, până în punctul de față, da, e negativ. Nu aș vrea să am o relație. Nu neapărat cu tine, cu nimeni. Dar nu trag o concluzie pe loc. O să-mi dau probabil timp până la finalul săptămânii sau ceva de genul ăsta și probabil am să iau o decizie. Dacă mai am nevoie de timp, mai îmi iau. Eu cred că nu ai nevoie de niciun timp și cred că știi deja răspunsul. Răspunsul la ce? Adică gen dacă vreau sau nu? Sau la ce te referi? Păi nu mă refer... Păi spune-mi, fii mai concretă, uite, în momentul ăsta chiar sunt obosit. Eu nu mă refer, eu nu am vorbit de o relație. De o cunoaștere? Exact, eu vorbeam strict despre asta, niciodată nu am vorbit despre o relație. În fine, mă rog, cum se numește conexiunea asta dintre noi, da, o să vedem, nu știu, ți-am spus. Nu mă grăbesc să trag concluzii. Bine, trage o concluzie. Dar nici dispoziția ta nu prea te ajută. Ce-i cu tine? Te uiți urât? Dar la cine ești distantă? Urât? Măi, dar cum vrei să fiu? Deci, atitudinea ta. Fii atent. Ramona, ai o atitudine care, uite, în momentul de față, ești foarte, mă distanțează. Bine, stai puțin. Mă distanțează foarte tare. Dar ne-am distanțiat, Eșa. Nu, momentul de față, atitudinea ta mă distanțează foarte tare. Da, pentru că nu știu cum să mă comport față de tine, pentru că ți-am explicat mai devreme că nu înțeleg nimic. Pentru tine poate nu este așa. Pentru mine este ca și când aș sta și mi-aș pierde timpul degeaba. Pentru că eu nu, în momentul de față, nu înțeleg nici dacă sunt într-o cunoaștere, dacă nu sunt, dacă... Nimic. Mă, eu am considerat că suntem într-o cunoaștere. Acum, dacă pentru tine nu e clar... Aoleu, mamă, cât de complicat. Începe să devină complicat. Bine, da. Atunci, fii atentă. Judec-o tu cum consideri. Bine, o judec eu cum vreau. Și a plecat. Mă supăr atitudinea asta așa lame. Ramona nu mai înțelege nimic din ceea ce se întâmplă între ea și Stelian, iar asta se reflectă în comportamentul ei. Tu ești supărată pe mine cumva? Nu sunt supărată pe nimic. E energia ta, nu-i așa? Nu, dar sunt pur și simplu liniștită și nu. De aceea ai, că nu a fost așa. Nu nimic, Andra, pur și simplu am și eu gândurile mele, mă gândesc și eu la ce trebuie să fac, la cum trebuie să fac. Și la ce te gândești așa? Sunt gânduri pozitive? Privirea ta parcă poți să citesc rate, bănci, probleme, stres, necazuri, anxietate. Stelian? Nu, că Stelian dacă era toată un zâmbet, dar nu-i Stelian. Da, păi chiar tu ești problema, nu știu cum să zic. Problema. Chiar ți-ai rata de la bancă, chiar tu. A sunat urât, nu problema. Cauza. Măi, Ramona, eu cred că ție nu ți-e clar statusul relaționării astea dintre noi. Este. I-am spus mai devreme lui Ionuț, stai să-ți explic. Îmi spui mie, te rog. Îți spun ție, mi-am pierdut vremea 6 ani de zile cu un băiat. Nu ai pierdut deloc vremea 6 ani, ai avut o relație cu acel băiat, n-ai pierdut vremea. Bine, e cum consider. E foarte urât cum ai spus în primul rând. Și nu înțeleg ce suntem noi doi. Noi doi? Da, nu suntem, nu înțeleg. Poate mi-explici tu mai bine, că eu n-am Păi nu am spus faptul că ne cunoaștem și voi, uite. Pare să că ne-am răcit cumva unul de altul, ăsta este subiectul, da? Exact. Bun, asta este cumva o chestie pe care o simți. Tu, uite, tu pentru mie nu-mi prezinți o anumit oarecare siguranță, da? Încă sunt pornire, încă sunt niște aspecte care mie nu-mi dau garanția, nu-mi prezintă, cumva n-am viziunea asta pentru o chestiune pe termen lung, știi? Ai o energie joasă, nu ești ok, știi? Păi nu sunt ok, normal, pentru că nu înțeleg nimic. Aș vrea să te pot ajuta, știi? Da. Dar spune-mi ce ar trebui să faci în circumstanțele astea. Nu ar trebui să faci nimic, pur și simplu să faci ceea ce simți. Mi-ar fi... Dar acum te întreb sincer și îmi răspuns foarte sincer. Te interesează vreo fată din casă? Adică ai vrea să cunoști o fată din casă? Noi la moment nu. Eu o să stau probabil cel puțin până la sfârșitul săptămânii și o să vedem cum evoluează lucrurile între noi. Cel puțin dacă consider că mai am nevoie de timp, o să mai iau chiar și o săptămână. Iar după asta, poate încă o săptămână. Pentru că nu ne grăbește nimeni, nu-i așa? Tu, între timp, de asemenea, te îndemn să faci ceea ce consider. Dacă ești dispusă să... Că tu ai spus că ai pierdut 6 ani într-o relație. Eu nu consider că acel timp e pierdut, dar tu ai spus că ai pierdut. Dacă consider să mai pierzi după mine, să le pierzi 2 săptămâni, ok. Dacă consider că e cazul și vrei să cunoști pe altcineva, iar de asemenea, este ok. Da, interesantă discuție. Începem cu Ramona. Ramona, ce așteptări ai tu de la el?
Am vorbit despre asta astăzi. Ei, eu n-am fost la date-ul vostru, nu m-ați invitat și prin urmare vă rog să reluați discuția. Pur și simplu, mi s-a părut că ne-am răcit și eu față de el și el față de mine. Și chestia asta oarecum nu... Să zic, nu știam cum să mă comport, pentru că el îmi spunea că eu sunt rece. Dar în același timp, dacă mă apropiam de el, după chestia cu sărutul, mi se părea că el este rece cu mine și că mă apropii de cineva care nu vrea asta. Și chestia asta... Adică tu nu știi care e statusul vostru? Ce sunteți voi? Ce ești, ce e el pentru tine? Exact, nu mai înțeleg. E un băiat care te curtează? Simți că te curtează? Simt că mă place, da. Dar te curtează? Adică face gesturi spre tine, vine... El știi face... cum face un băiat atunci când vrea să cucerească o fată? Da, el chiar face gesturi spre mine, doar că mie mi s-a părut că nu... Că în ultima perioadă nu am mai făcut, după... Dar când spui ultima perioadă, la ce te referi? La ultimele... Ultimele zile. Două, trei... Exact. De când v-am dat eu vestea proastă că nu mai aveți voie să vă pupați. Da. Da. Bine, da, există foarte multe moduri prin care poți să fii tandru cu cineva și... Da, normal. Dacă dorești și poți și vrei. Da, doar că după ce ne-ați spus dumneavoastră, cred că am avut o reținere, și eu și el, cred, nu știu, dar eu am avut o reținere să nu fac anumite lucruri pentru că credeam că o să vin iarăși aici și o să mi se pună iarăși întrebarea: ești într-un cuplu? Și nu este vorba că nu aș vrea să fiu cu el într-un cuplu, să nu se înțeleagă greșit. Îmi doresc asta. Dar el vrea? Nu știu, dar nu acum. În sensul nu acum, de ce? Pentru că noi am avut o mică ceartă, să zic așa, la început, când ați fost dumneavoastră plecată. Și mai avem lucruri de descoperit. Eu la el nu. Consider că nu. Pentru că da, tu pare că te grăbești un pic. Adică ești genul ăla de fată care vrei să fii în relație pentru că altfel nu te simți în siguranță? Nu, tocmai asta spun, că nu-mi doresc să fiu într-o relație în momentul de față, pentru că consider că el mai are anumite lucruri de văzut la mine. Și tu la el, pe de altă parte, și eu, nu? Dar eu... Că și tu ai avea motive să fii nemulțumită, exact cum le spuneai fetelor înainte să vină el în bucătărie. Sau aici era discuția Living cu doamna Petronela. Da, dar... Că îți lipsesc niște... La mine este ceva mult mai minor, consider eu. Adică sunt lucruri peste care tu ai putea să treci, dar el deocamdată... Chestia asta m-a deranjat. Mi s-a părut foarte rece în ultimele zile. Ți-a reproșat energia, că ești... Da, că chiar nu ești pe aceeași energie cu el. Da, nu eram. Chiar nu am fost, pentru că după chestia asta cu sărutul, capul meu era în continuare, era un haos total. Și acum s-a făcut liniște în căpșorul tău? Da, s-a făcut. Sau măcar un pic așa mai... S-a făcut liniște. Tu ce zici, da, Stelian? De faptul că ea are niște așteptări de la tine pe care tu, cel puțin până în acest moment, nu îi le împlinești. Probabil mai am nevoie de timp. În acest sens. Și cum facem cu treaba asta? Că ea ar vrea să se întâmple lucrurile mai repede, că așa le simte și tu ai nevoie de timp. Nu neapărat că mi-aș dori să se întâmple ceva foarte repede. E cum nu? Singurul lucru... Pe tine te-a dat peste cap, nu poți să mai săruți, na. Nu chestia asta. Nu mai suntem ca și înainte. Nu mai sunteți cum erați voi în tinerețe, când v-ați cunoscut și când v-ați îndrăgostit. Dom'le, nu mai sunteți. Nu am mai fost așa apropiați. Da, eu nu v-am spus să nu vă țineți de mână, nu v-am spus să nu vă țineți în brațe, nu v-am spus să vă mângâiați dacă simțiți. Da, am avut o chestie acolo, e un semnal ăla cu sărutul. Dar după aia urmează întrebare. Doar dacă vă sărutați.
Promit să nu pun întrebarea decât atunci când o să vă sărutul. Dar voi o să știți, ăsta e semnalul nostru. Promiteți? Da! Ok. Dar dacă vă sărutul nu mai există, că da, stai că ne gândim că suntem într-o cunoaștere, nu mai. Aici promit eu. Vă declar, cum se spune, așa, din oficiu. Din oficiu, cuplu, nu mai. Da, deci nu, nimeni nu vă spune, nu vă țineți de mână, nu vă îmbrățișați, nu. Ok. Atâta, chestia asta faceți, era... Ce simțiți? Chestia asta oarecum m-a făcut și pe mine să fiu rece față de el. Nu alte lucruri. Da, pot să-i dau dreptate în acest sens. La modul să te apropii de cineva care nu-ți dă semnale înapoi că ar prezenta interes, da. Adică ai fost rece, recunoaște. Da, într-adevăr. Pot spune și așa. Și te-ai încălzit astăzi la date? Da, a fost frumos. Ți-a fost frică? Te-ai gândit că ea ar putea fi ispita? Eu? Da, tu. Hai că mi-a șoptit o păsărică. Mai faci în glume din asta, pe mine chiar nu mă interesează. Dar poate, auzi, poate el ispita, te-ai gândit? Sau poate eu chiar i-am spus. Așa, bănuiți-vă. Da, mai gândiți-vă și la mame, că să știți că s-ar putea să fie o ispită și mama, așa, care să bage niște chestii, niște fitile, poate vreun coleg. Mi se pare amuzant subiectul și nu mă preocupă atât de tare.